Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video de Call of Duty. Deși de data asta o să facem serie cu Call of Duty, dacă văd acolo multă, multă susținere. Deci, ok. Dacă văd multă, multă susținere, o să fac serie cu Call of Duty. Ok. Ca să știți, încă n-am început în acestui scrimmage, adică se încarcă reloading-ul sau ce știu eu. De până atunci când începe, când facem ce vrem cu mapa. Hai mai repede, te rog, încarcă-te, că nu vreau să aștept atâta abonați în mine. Și urmăritorii, să nu uitați dacă încă nu urmăriți canalul. Vă rog mult de tot să o faceți în momentul ăsta. Încă vreau și eu, repede, repede, să ajung acolo tare, tare la multe like-uri și mulți abonați, pentru că nu prea văd susținere decât până la vreo 7 like-uri. Este foarte ciudat pentru că nu se încarcă. Scuzați-mă pentru atât de mult încălzire de meci. Adică nu știu ce s-a întâmplat cu Call of Duty. Zici că s-a băguit, dar nu mai începe meciul. Ok, a început. Ok, noi suntem Ghost. Ghostul ăla. Asta duce. Bun. Așa. Hai să mergem la luptă. Un lucru vă zic. Dacă vreți să faceți în echipă la mine, mintiți-mi link-ul și alea. Dacă vreți să intrați în echipă. Nea, ok, băieții. Și dacă intrați în echipă, nu o să fiți doar voi și cu mine. O să fim și alți prieteni. Și o să jucăm și pe Battle Royale, dacă văd susținere. Pentru momentan, pentru că nu prea văd așa de multe susținere, nu o să jucăm pe Battle Royale. Momentan jucăm pe multiplayer. Dar dacă o să văd multă susținere de la voi, jur că o să facem Battle Royale. Până atunci, scuze-mă. Stai puțin, cred că o să pierdem meciul din cauza că nu știu asta, cred că e foarte mult, cred că a jucat foarte mult. Dar din păcate nu știu, cred că o să pierdem meciul, pentru că văd pe cineva acolo care chiar se pricepe. Nu e l-am luat. Nu știu, cred că pot să iau multe pistole. Bă, și chiar am reușit. Cineva? Nu cred că i-am umbrut cu pistolul pe toți. Ba, da. Mă cheamă Hecaredu. Oh my god. Stai puțin, ăștia unde s-a pus, că nici nu am văzut unde e. Ah, fix aici, în baza noastră. Ei, mâncăm, frate, mâncăm. Gat. Câștigăm după scorul ăla. Știi că voi vedeți că e mai mult acolo, dar uitați. Am trecut. Luăm high point-ul mai repede. Modul ăsta de joc nu e nici prea grozav, dar nici prea tare, ok? Adică nu e wow să zici, mamă, cât de tare e modul ăsta de joc. Nu e nicio fel. Dar e ok. Există unele mult mai enervante. Unde e? Așa, vă place arma mea cu electroșoc? Vă place, ok. Vă omor instant. Așa, hai la celălalt. Văd că deja cineva e acolo să lupte. Nu. Așa. Bun, păziți de acolo. Eu păzesc în care de cea din spate. Voi, cea din spate. Bine că n-are vreunul sniper pe aici, că dacă are vreunul sniper, nu să fie bine. Dacă vreunul pe aici o să are sniper, o să o luăm bătaie mare. Sniperul e cam cea mai bună armă. De la depărtare și
shotgun cea mai bună armă de la apropiere. Și eu sincer o să spun că vă recomand sniper. Nu știu, înainte îmi plăcea foarte mult shotgun-ul, sniper-ul nici nu foloseam ca o grămadă de sniper. Cel puțin așa cred eu că sunt o grămadă și bune. Nu știu dacă să-mi ziceți și voi. O să vi-o arăt în alte episoade. O să fac și un episod în care arăt toate armele pe rând. Adică, de exemplu, o să fac unul care arăt toate sniperurile. Altul când o să arăt toate ce știu, o să vedem noi atunci. Și văd că n-am terminat meciul nici până acum. Așa scurcă. Sunt foarte mulți. Mamă. Hostiles have captured the hard point. Ok. Vreau să termin mai repede mai mă, dar nu știu cum mi-a ținut așa de mult. Bun, frate, mi-a ținut mai repede să fie. Oh. Oh, frate, să fie. Vine mai repede mi-a ținut. Mamă, cât de eu. Mamă, avea sniper. N-avea. Nu cred, dar tu zici avea, da? Să nu zicești că n-avea nicio șansă în fața lui. Frate, n-aveam cum, n-aveam șansă în fața lui ăla pentru mine. Iarăși nu pot să nu știu, frate. Cred că are elicopterul normal. Ce n-am. N-am elicopterul normal, băieți. Îl am cu skin. Elicopterul lui nici măcar nu mă atacă, frate. Pe bune, nu știu. În fine, mai bine pentru mine că nu mă atacă. Are unul scut.